Salut, bine ați venit! În videoul de azi voi prezenta un antrenament eficient pentru umeri. În acest antrenament vom executa mișcări în așa fel încât să stimulăm mușchii deltoizi din cât mai multe unghiuri posibile. Pentru început avem împins cu gantere din așezat, primul exercițiu de 4 serii a câte 6-8 repetări. Fără ego lifting, fără avânt, fără mișcare incorrectă, încercăm să stimulăm cât mai corect și eficient musculatura umerilor. Pe partea pozitivă împing puțin mai rapid, pe partea negativă las puțin mai încet. Doresc ca eu să controlez greutatea, nu vreau ca și greutatea să mă controleze pe mine. Iar în punctul maxim, voi duce brațele aproape verticale, dar nu voi îndrepta coatele la maxim, voi ține coatele puțin flexate pentru a nu pune presiune nedorită pe coate și pe triceps. Doresc, după cum spuneam, să stimulez doar deltoizii. Al doilea exercițiu, ridicări laterale cu gantere. 3 serii de câte 8-10 repetări. De asemenea, mișcare cât mai controlată, fără avânt, fără greutăți exorbitante. Și un detaliu important când facem mișcări de ridicare pentru deltoizi, să ținem brațele la același nivel cu antebrațele. Să nu ducem antebrațul mai sus decât brațul, pentru că acest lucru va aduce un efort nedorit asupra antebrațelor, deci, bineînțeles, un stimul mai mic pentru umeri, iar noi dorim să oferim stimul maxim deltoizilor. Vom ridica brațele poate puțin mai sus decât nivelul umerilor, însă nu foarte sus. Mai rapid pe partea pozitivă, lent pe partea negativă, după cum spuneam, doresc să controlez greutatea și să stimulez deltoizii. În cazul de față, deltoidul lateral. Al treilea exercițiu, fluturări posterioare la cablu. 3 serii de câte 8-10 repetări. Dacă aveți un aparat cross cablu în sala dumneavoastră, vă recomand cu cea mai mare căldură averii să încercați acest exercițiu. Coatele vor fi tot timpul puțin flexate, mă voi concentra pe partea posterioară a deltoidului. Coatele puțin sus, la același nivel cu umerii, poate puțin mai sus decât umerii, iar în acest fel voi simți cât mai bine partea posterioară a umărului stimulată. Al patrulea exercițiu, ridicări frontale la cablu. 3 serii de câte 8-12 repetări. De asemenea, cum spuneam anterior, antebrațul să nu depășească nivelul brațului. Iar noi vom ridica greutatea, mă rog, bara, puțin mai sus decât nivelul umărului. Și poate veți înțelege greșit partea cu antebrațul și brațul, că aici pare cum că de fapt ridică antebrațul mai sus decât brațul. De fapt, este doar ansamblul brațului alături de antebraț care se ridică cu totul mai sus decât umărul. Ideea este însă să formez o linie dreaptă între braț și antebraț. După cum spuneam, acest lucru va pune accent și mai mare pe deltoid, un accent cât mai mic pe antebraț, iar asta este ceea ce îmi doresc. Acesta a fost videoul, mulțumesc pentru vizionare, pe data viitoare!